Salut și bine v-am găsit la noi episod pe bluebaguette.ro. Înainte să dăm drumul episodului, nu uita să-mi dai un like pentru că mă ajută super mult. Și cine știe, poate putem face și 100 de like-uri. Și să nu uitați de un follow la ebm.no pentru că acolo sunt super activ și postez super des. Așa că, ca o paranteză, să știți că Shadow Pus a băgat update și mai exact un fel de market unde noi putem să mergem să ne vindem vehiculele. Adică așa reiese după primele minute citite din postarea lui de pe panel sau forum, nu mai țin minte. Așa că vom merge împreună să vedem despre ce e vorba și să descoperim update-ul de care probabil serverul a avut nevoie de foarte mult timp și să trebuie să-l bagi acum. Dar nu e nicio problemă, l-acceptăm pentru că da, Blue are nevoie de mai multe update-uri și nu doar de unul singur. Și da, hai să vedem. Deci prima oară când intrăm pe server trebuie să tastăm comanda slash wwhere. Where, deci vehicle market. Din ce spune pe panel, spune că a fost implementat un vehicle market în joc, unde playerii pot merge la vehicle market slash unde pot pune vehiculul la vânzare. Deci clar, cred că e o modalitate în care noi ne putem vinde vehiculul când noi nu suntem online pe server. Deci mi se pare cea mai tare chestie posibilă introdusă pe Blue, în afară de voice chat, că și era super interesantă și faină, dar păcat că nu l-am mai băgat. Vehiculul rămâne în market pentru 6 ore, deci eu dacă nu mai am timp să stau pe seamă, pot să plec de la calculator și să-mi rămână mașina la vânzare în continuare. Deci mi se pare o chestie interesantă, clar. Taxa de lista unui vehicul în market este de 0,5 din valoarea vehiculului, am înțeles. Maxim, taxa maximă minimă este de 1 milion și taxa maximă este de 5 milioane. Să zicem că e acceptabil. Taxa este plătită la listarea vehiculului și nu este returnată dacă vehiculul nu este vândut, am înțeles, pentru prețul cu care un vehicul. Vă las mai multe detalii în descriere pentru că nu cred că are sens să merg să citesc acum toate chestiile ce le pus Shadow. Dar mă duc acum în drum spre San Fierro pentru că în San Fierro puteți găsi. Deci toată lumea disperată, update pe server, stați pe fază. Vehicle market, bă, țin minte că se vorbea pe server de chestia asta și era nevoie de un astfel de update, de mult. E greu că, e mai greu aici pe Blue că update-urile ți se bagă după 100.000 de ani când lași o sugestie pe forum, dar asta mi se pare super faină. Lumea știe că eu sunt prima persoană care critică serverul că n-are update-ul și că nu un update se bagă. Hype. Dar cam așa e, adică așa e pe Blue când e un update. Ce Dumnezeu e aici? Vai de mama. Aoleu. Am înțeles. V-am zis că e hype, da? V-am zis sau nu v-am zis? Aoleu, aici nu-i sticlă. Slash market. Ia să vedem. Putem să vedem vehiculele? 16 modele? Bullet, dar dacă dau select pe un RG, mi se nu-l cumpăr, hai să-l cumpăr ceva mai slăbuț. Îmi spune și prețul. Mamă, bă, clar, jos pălăria pentru Shadow și pentru update-urile. Update-ul băgat, chiar interesant să-mi va fi ciorul de nu. My vehicles. Sell a vehicle. Hai să-mi vând un vehicle. Pentru a lista un vehicul market, trebuie să aduci vehiculul aici și să folosești Sell Vehicle Market, am înțeles. Deci trebuie să veniți cu, direct trebuie să veniți cu mașina aici ca să puteți să dați, să vă vindeți mașina. Deci puteți să o țineți pentru 6 ore, vehiculul va fi eliminat temporar din contul tău, deci automat practic îl bagă în contul serverului, nu știu cum să zic, ți-l ia ție și îl bagă la stat, gen până ți-l vinde, ceva de genul, cred că. Dacă vehiculul este vândut, vei primi suma de bani cerută în contul bancar. Chiar dacă nu ești online. IQ 2000. Dacă vehiculul nu este vândut, vei primi vehiculul înapoi în cont. Da, evident, dar nu păstrează Shadow. Pentru a lista vehiculul în market, vei plăti o taxă market fee de 0. E ok, nu știu dacă e atât de mare taxa aia. Așa. În valoarea vehiculului, exemplu, dacă vrei să vinzi un vehicul pentru 440 de milioane, va fi taxa de 2.200.000, am înțeles, e super ok. Pentru a lista un vehicul în vehicul market, folosește Sell Vehicle Market, milioanele în timp ce ești în vehicul.
Prețurile sunt în milioane de dolari. Dacă vrei să vinzi un vehicul de 300, plăsește să... Clar, clar, îmi place, îmi place. Deci, jos pălăria, primul update de mult de ce nu l-am mai lăudat pe Blum. Deci merită, merită, merită tot. Așa că, băieți, veniți aici, vindeți-vă vehiculele, pentru că avem sistem nou de vindere a mașinilor. Bine, în cazul în care nu puteți să stați la PC și să veniți aici să le vindeți. Bă, mie nu știu, mie îmi place. Chiar scură să aflu și părerea voastră, așa că lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre acest update implementat chiar astăzi, cu câteva minute în urmă. Așa că până una alta, eu am fost Mădă, mulțumesc super mult pentru atenție, nu uita de un like pentru că mă ajută super mult, un share să vadă lumea că avem Vehicle Market pe Blue și ne auzim data viitoare. Abonează-te pentru mai mult. Ciao!